Bună ziua, doamnelor și domnilor, Magda Popescu, sunt și urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi, la început de săptămână, vreau să vorbim despre solidaritate, despre empatie, despre lucruri care se întâmplă lângă noi și câteodată avem tendința de a nu le băga în seamă. Însă, atunci când ne aplecăm asupra lor, ne dăm seama că unii oameni trăiesc adevărate drame. Este și cazul familiei Mustață din Stănești, caz pe care Antena 3 Vâlcea l-a tratat pe larg săptămâna trecută. Familia Mustață trăiește din 2007 o adevărată dramă. Soțul, capul familiei, pentru că această familie are doi copilași, o fetiță de 7 ani și un băiețel de 2 ani cu un handicap grav. Capul familiei așadar în 2007 muncea la o firmă de construcții. Patronul i-a cerut practic să facă un credit în numele lui și a folosit banii pentru salarii. Domnul Mustață chiar a făcut acest lucru, bineînțeles cu înțelegerea că patronul va plăti ratele, lucru care nu s-a mai întâmplat. Și de aici lucrurile s-au rostogolit și s-au transformat în drama pe care astăzi o trăiește familia Mustață. Toate aceste lucruri le-a descoperit colega mea, Alina Nenu, redactor la știrile de la Antena 3 Vâlcea. Bună, Alina! Bună, Magda, și bună ziua, dragi telespectatori! Da, așa este. Tu ești cea care ai scos la lumină cazul acesta și pentru care eu îți mulțumesc, pentru că, uite, ne mai oprim din vâltoarea vieții noastre, din toată nebunia aceasta cotidiană. Ne oprim și suntem atenți și la ce se întâmplă. Așa este, avem norocul că vin către noi oameni dornici să ajute și să ne prezinte astfel de cazuri. O doamnă care și-a făcut milă de această familie a ținut cu tot din adinsul să mergem la el în gospodărie și să vedem efectiv în ce situație se află întreaga familie. Și a fost ce sentimente te-au... Ce ai simțit când ai fost acolo, la ei, în gospodărie, în curte? Ce simte oricine se uită la aceste imagini, ce simte oricine merge într-un astfel de loc? Pur și simplu m-a luat groaza, ca să zic așa. Am simțit că nu este posibil ca în secolul 21, în 2021, oamenii să trăiască în acest fel, într-o casă, nu știu dacă o putem numi casă, pur și simplu sub un acoperiș pe pământ, direct pe pământ. Dumnezeule, nici pardoseală nu există în acea casă. Deci în anul 2021 există familii în județul Vâlcea care trăiesc în există, case... Există, din păcate. În astfel de case, să le spunem. Case. În case fără pardoseală, pe pământ. Fără direct. Pardoseală, direct pe pământ. Este o casă pe care Nicolae Mustață a moștenit-o de la mama lui. O casă în care și el s-a născut, a crescut o perioadă, pentru că el de fapt a fost crescut într-un centru de plasament, pentru că părinții săi nu au putut să-i asigure traiul. În această casă pe care o vedem în imagini am fost noi săptămâna trecută. Da. Da, este o casă foarte veche, a fost renovată prin anii 90, aici, da, ultima dată cred în anii 90, dacă bine mi-aduc aminte, a fost oarecum renovată. De atunci nu s-au mai făcut investiții, nu au mai avut cum să investească în ea, nu au avut posibilități. Sunt două cămăruțe cu două paturi. Uitați cum își gătesc, ce au, ce în nu ce au, condiții, în da. Ce condiții, da. Te uite și o pisică acolo în spate, foarte drăgălași. Chiar patru, chiar patru pisicuțe. Patru pisicuțe? Da. Ce drăgălașe sunt. Așa, aici în cămăruța aceasta, fetița, aici băiețelul, da, băiețelul de 2 anișori care tocmai se trezise, da, în momentul în care noi ne-am dus acolo. Da, în aceste două cămăruțe își duc veacul de mai bine de 7 ani cu toții. Și fetița... după ce că sunt săraci, că Dumnezeule, știi, da, cum e vorba aceea, după ce că sunt așa cum sunt, trăiesc la limita sărăciei, fără curent electric, în această casă pe care a fost o căstă să cadă pe ei, da, da, s-au mai procopsit și cu această datorie de 20.000 da, de euro.
de peste 20.000 de euro. De care nici măcar nu a beneficiat. Bineînțeles, nici o secundă, cel puțin din spusele lui, nu a văzut. S-a speriat în momentul în care a și văzut banii, pentru că nici nu știa cum arată banii aceia, suma aceea extraordinară de 15.000 de euro, pentru că inițial acesta a fost creditul. Pur și simplu l-au speriat pe Nicolae. Din păcate, nu a reușit să pună mâna pe ei, sub nicio formă, nici măcar să-i atingă, nici măcar să-i miroasă, ca să zic așa. Pur și simplu, acești bani au fost luați de către patron cu promisiunea că îi va da înapoi, dar că are nevoie de ei pe moment pentru a plăti salariile. Alina, și salariul lui. Să ne oprim un pic aici cu povestea, să-i rugăm pe colegii noștri să ne dea chiar acum și să-l urmărim chiar pe domnul Nicolae Mustață. Cum povestește? Cum spune că s-a întâmplat toată această tărășenie cu cei 20.000 de euro pe care nu a apucat să pună mâna, vorba ta, nici măcar să-i miroasă, dar pe care acum de iată trebuie să-i dea înapoi, dacă colegii mei sunt pregătiți? Da? Vă rog. În 2007, când am scos 15.000 de euro, mi-a promis că în 2008 mi-i dă înapoi, nu mai mi-a dat banii ăștia, a închis firma în 2009, a falimentat firma, eu m-am dus să iau înapoi banii care trebuia să-i, care mi-a luat și trebuia să îmi iau o căsuță cu vreo 4-5 camere, n-am avut cu ce, pentru că patronul a închis firma, m-a amenințat, a pus... Hai să înțelegem. Da. Deci, ce s-a întâmplat? Patronul a zis că vă ajută să faceți un credit pe dumneavoastră. Un credit pe numele meu. Pe numele tău. Suma fiind de... 15.000 de euro. Bun. 15.000 de euro. Ați mers la bancă? Da, în 2007, la Călimănești. Da. Am fost acolo, am fost să fac actele, am fost amenințat, am avut patronul deci lângă mine. Deci ați făcut creditul, da? V-a amenințat, ce v-a spus? Că a zis că dacă nu iau banii ăștia 15.000 de euro, mă dau afară din firmă. Eu am fost timid și am fost eu crescut pe unde am fost, am să nu pierd vechimea. V-ai pus el această sumă? Da. 15.000 de euro. Deci mi-a făcut salariul de 30 de milioane, s-au prezentat actele. 30 de, sau 2.000 de lei? Cât v-a făcut salariul? Nu, acte? Deci în cartea de muncă 7 milioane, dar în afara ce a făcut adeverință la Călimănești, s-a făcut 30 de milioane. Deci sunt puternicit ca administrator. Și eu administrator sunt pe lista neagră, deci n-am nicio dovadă. V-au trecut ca administrator da, pe da, adeverință? În firmă, da, pe firma Victor Construct. Ca să obțineți creditul? Da. Să am o împuternicire pe 15.000 de euro să-i ridic de la Călimănești, banca căciulată. Și dumneavoastră ați acceptat. De ce? Și eu am acceptat, pentru că eu am fost fricos, n-am știut cum arată 15.000 de euro. Eu am zis că să iau, m-am plâns eu în 2007, că vreau să-mi iau și eu niște bani de 100 de milioane pentru o căsuță cu două cămăruțe sau cu trei cămăruțe, cum era înainte. El a zis, zice, domnul Mustață, dacă vreți dumneavoastră 15.000 de euro, eu vă ajut eu cu salariul de 30 de milioane puternicit, vă bag administrator pe firma mea, Victor Construct, să ridicați 15.000 de euro. Mergeți cu mine peste 3 zile și dacă rămânești la Căciulata, să ridicăm 15.000 de euro. Am ridicat 15.000 de euro, nu eram bun să fac formularul, să face, să scrie normal, am scris... cum scrie și sunt că vai de capul meu la casa de copii, m-a pus să ridic la casa de asta de casieră. De la casieră, la caserie, da. mă încurc, așa sunt timid. Am ridicat 15.000 de euro. Nu eram în stare, deci eram timid, 15.000 de euro. De 15.000 de euro n-am ținut în mână? În mână, într-o punguță. 15.000 de euro de la Călimănești, am mers cu el cu mașina, la firmă și de acolo a dat salariile la oameni. A schimbat euro. Deci în acei bani patronul a dat, i-a împărțit salariaților. Da, la salariați să le plătească la oameni. Și dumneavoastră ce v-au spus? Eu am zis, domnul patron, eu ce fac cu 15.000 de euro? Eu nu știu cum arată 15.000 de euro. Când mi-i dați 15.000 de euro? Am luat și eu salariul, tot din banii ea. Că el avea restanță, deci era conturile lui împlocate. El intrase cu niște cămătari. Cămătari în orez. De unde știți lucrurile acestea? Pentru că eu știu, am auzit și eu din Vâlcea în 2007-2006, când am lucrat și eu în 2006, am lucrat la Antares Becșinescu, după aia
intrat în 2007 la Victor Consum. Și eu n-am știut că este un infractor de înșelătură. Ăsta se înșele. Eu, pe încredere, așa când este copil la casă de copii. Ați predat banii patronului, da, fără să faceți o hârtie? Fără să fac un act la notariat. Pentru că... N-ați știut? N-am știut cine să mă învețe pe mine. 26 de ani aveam, dar degeaba eram. Acum am 40 și acum gândesc. Și ați început să plătiți și rate la acești bani? Da, am început să plătesc din 2008. Da. Era înainte... Câte rate ați plătit? 15 rate la o valoare de 150 de milioane. 15 rate la 300 de lei pe lună. Până în 2011, din 2011 când m-am însurat, am început la 150 de lei să plătesc pentru că nu mai erau venituri, pentru că mai aveam două familii în spatele meu, nevasta și fetița. După aia, când mi-am făcut greutăți, copilul, fetița și nevasta și cu eu ca tată personal, patru în familie, nu mi-am plătit în 2015, pentru că nu mai s-au ajuns bani. Am fost plecat în Cehia în 2014, am zis să mă duc să lucrez în Cehia la negru, să iau bani să-mi cumpăr o casă. Am făcut pe naibii, că n-am făcut nici acolo nimic, pentru că mi-a dat țapă și aia. Dar barem acolo am fost așa. Cu ce am venit? Cu 9.000 de coroane. 9.000 de coroane în jur de vreo 6 milioane și ceva. Cu ce mai am trăit acolo, ăia sunt bani. Acum iar, deci acum stau să mă milogesc, să încerc să mă angajez iară, dar nu pot pentru că sunt urmărit cu miliardul ăsta. Deci nu vă puteți angaja pentru că aveți această datorie. Înțeleg că este și o firmă care Victor Consult. Care trebuie să recupereze. Da, Credit Express, firma de recuperatori. Ei sunt, m-au băgat în urmărire și mă urmăresc și acum. Și eu le-am spus să vină la fața locului, să mai vadă iar încă o dată situația, să vadă familia, să vadă că nevasta n-are servici, să vadă că sunt copii fără lumină, fără lumină în casă. Apă n-am avut în 2019, căram apă de la fântână. De la fântână, 600 de metri mergeam cu gălețele cu apă, să luăm apă. Pentru ce? Pentru spălat, pentru mâncare, pentru să rănim animalele și găini și ele. Deci nu se mai poate. Dumneavoastră ați făcut un credit de 15.000 de euro și stați în două cămăruțe. Practic, banii dumneavoastră nu se văd nicăieri. Nu se vede nicăieri, deci nu s-a văzut, care nu-mi permis să-mi fac o coteț. Ați văzut cotețul meu, ce coteț de găini. Și m-am un coteț mic în partea aia. Să-mi iau și un purcel să pot să-mi întrețin și o familie. Copiii iarna, stau, uite, să le tai un soric acolo, de unde să le dai? I-ați dat în judecată, i-ați dat firma în judecată, da? Da, i-am dat în 2010. Da. Doamna avocată s-a spălat pe mâini cu mine pentru că trebuia să mai dau încă 30 și nu m-a băgat în tribunal și s-a spălat pe mâini cu mine în 2017, când am sunat-o, a zis că nu mai este avocată și este educatoare. Da, doamne și domnul, ați văzut povestea domnului Mustață, cum spune dumnealui ce a pățit, cum a ajuns la această datorie pe care nu o poate plăti nici în 100 de vieți, dacă e așa, în condițiile date. Ați văzut condițiile în care trăiește familia Mustață, încă o dată casa aceea care cade pe ei fără curent electric și cu această datorie care apasă pe umerii domnului Mustață și până la urmă întregii familii. Știrea făcută de colega mea, de Alina Nenu, a avut peste 2 milioane și jumătate de vizualizări pe rețelele de socializare, Alina, ceea ce înseamnă că tu ai reușit să scoți esența din știrea asta, să ajungi la sufletul oamenilor și să impresionezi, nu? Da. Cine nu s-ar lăsa până la urmă impresionat de această situație? Da. Ce mă bucură cel mai tare este faptul că atâția oameni simt nevoia să fie alături de această familie. Avem zeci de mesaje ale oamenilor care doresc să ajute, doresc să construiască o casă pentru familia Mustață, doresc să
ofere bani, bunuri, orice este nevoie pentru ca această familie să poată să se bucure, să se și bucure de, de această viață. Da, mă bucur foarte mult că, că știrea a avut acest impact, ideea că familia Mustață va avea o altă viață. Poate reușim cumva să-l ajutăm să scape de această datorie? Poate... Da, asta vreau să te întreb, pentru că tu ai studiat și documentele juridice care stau la baza acestei întregi povești. Există o soluție? Nu știu ce să spun în acest moment. După părerea mea, consider că nu s-au făcut suficiente investigații în acest caz. Este părerea mea proprie. Ideea este că n-au fost martori sau au fost martori, doar că acești martori nu au depus nicio mărturie în favoarea lui Nicolae. E clar Nicolae că probabil Mustață. Și lor le-a fost frică. Probabil, orice este posibil. Nu știm exact cum au decurs lucrurile cu adevărat. Așteptăm, poate există un avocat, mai mulți avocați care pot ajuta în acest sens. Da, familia. Chiar, poate reușim să găsim un avocat dornic să se uite peste aceste hârtii și să ofere o soluție. Poate cumva, nu știu, reușește să obțină nulitatea contractului acela de credit, deși mă îndoiesc că dacă a luat banii, nu știu. Nu știm cum s-au întâmplat lucrurile. Ideea este că, din păcate, la momentul acesta nu există suficiente probe astfel încât să vină în ajutorul lui Nicolae. N-a făcut nicio hârtie, niciun document, n-a întocmit niciun document care să arate faptul că acești bani au fost înstrăinați. Da, poate că există totuși niște portițe, poate că există, eu știu, niște posibilități ca acest credit să fie anulat. Nu știm, dar poate găsim pe cineva care știe. Da, care poate desluși ițele acestei chestiuni, iată, dureroase pentru familia Mustață, care nu are niciun venit. Da, până la urmă... Venitul constă doar în alocațiile copiilor și în acea indemnizație pentru creșterea copilului. Este singurul venit la momentul actual. Ba, este posibil să rămână și, din câte am înțeles, cam așa se va întâmpla. Această indemnizație e posibil să nu mai primească de acum încolo, pentru că băiețelul l-a împlinit deja 2 anișori. Într-adevăr are un handicap, dar până la întocmirea dosarului mai o să dureze câteva luni, timp în care efectiv familia nu va mai primi banii. Nici o sursă de venit, da, practic. Doar alocațiile în valoare de doar câteva sute de lei. Care sunt 185, că nici nu mai știu, sau 200. Undeva pe aici, da. Am pierdut șirul măririlor alocațiilor de către guvernanții noștri minunați, care uită că copiii în țara asta se cresc cu bani, nu cu aer. Așa este. Din păcate, așa cum a spus și Nicolae, oriunde s-ar angaja, ratele se vor lua în continuare. Această poveste trebuie să o ducă în spate. Da. Soția nu lucrează pentru că are probleme de sănătate, care nu-i permit, din păcate, nu-i mai permit să muncească. Acum asta acasă să aibă grijă de cei doi copii, de fetița Andreea, care are 7 ani și merge la școală și scrie la lumânare, și am asistat la acest lucru și sentimentul e pur și simplu a rămas fără cuvinte. Un copil care scrie și face temele alături de mama ei, ca orice alt copil dintr-o orice altă familie, dar numai sub lumânarea de pe care picură ceara pe caiete. Asta am observat și e strigător la ceară. Da, din păcate, veniturile se împuținează. Să ne aducem aminte de declarațiile fostei ministrese a învățământului, care spunea că nu e nicio problemă dacă nu reușesc să copiii să învețe cu online-ul, dacă n-au internet, că au curent electric. Doamne, unii n-au nici curent electric. Din păcate, electric. Și sunt mulți. Din păcate sunt mulți. Multe astfel de familii sărace în județul nostru și nu numai. Nevoiașe. Mie, când folosesc cuvântul acesta, sărac, parcă mă doare, nu știu. Aș prefera să... Și când învățam pe cea mica mea, când îi explicam că există copii pe lumea asta care
nu sunt atât de norocoși ca alții, da? Și am spus, mami, mai puțin norocoși. Adică e ok să nu-i stigmatizăm, chiar dacă trec prin drama aceasta. Din păcate, sunt stigmatizați. Acești oameni în general sunt stigmatizați și familia lui Nicolae este stigmatizată, dar dincolo de asta există și oameni sufletiști, chiar vecini, localnici, care ajută și ei cum pot. Da, dar cred că nici domnul Mustață și soția nu vor să trăiască o viață la mila vecinilor. Bineînțeles că nu vor. Vreau doar să spun că există totuși compasiune. Iată și vorbim de și despre zecile de persoane care vor să ajute, numai că un ajutor real, din punctul meu de vedere, este acela în care această datorie nu mai există. Clar. În momentul în care această familie va avea o casă în toată regula și, păi, bineînțeles, să spunem, un loc de muncă. Demersul nostru jurnalistic constă în să reușim să ajutăm pe familia Mustață să nu mai aibă această datorie. Dacă exista vreo chestiune legală în sensul acesta, ne vom ocupa și vom afla. Și poate există oameni de bine în județul acesta, în țara asta, care ne urmăresc și care pot ajuta să putem să construim o nouă casă pentru o familie. O nouă casă, da. O casă cu curent electric, cu toate chestiunile necesare unui trai decent, că până la urmă nici ei nu vor să trăiască în lux. Ideea este să-i ducem măcar în stadiul de decență, exact, pentru că da, ei sunt undeva sub, din păcate, limita, mult sub limita decenței. Cred că putem vorbi de limita disperării chiar. Dacă ne uităm la imaginile... Din păcate, da, domnul Mustață a suferit oarece căderi psihice din cauza acestei probleme, deci nu e ușor de dus, clar, da, această povară. Cu siguranță, da, eu sunt încrezătoare și optimistă. Bine, așa mie e felul. Dar și când am văzut cât impact a avut această știre realizată de tine... Totuși, nu-i puțin lucru ca 2,5 milioane de oameni să afle de la tine și de la Antena 3 Vâlcea că, iată, există și familii care trăiesc așa. Și atunci sunt optimistă că lucrurile cumva o să se aranjeze favorabil pentru familia asta. Telefoanele sună și ne sună din toată țara și avem mesaje din toată țara, mesaje de susținere, persoane care spun nu avem nici noi mult, dar din puținul pe care îl avem, dorim să dăm la rândul nostru. Păi cu oameni de genul acesta cred că poți construi ceva solid și trainic. Da, categoric. Și eu sunt foarte optimistă și cred că lucruri extraordinare se vor întâmpla în curând pentru familia Mustață și mă bucur să fac parte din această poveste. Iată, familia Mustață a avut marele noroc că tu te-ai dus acolo să cauți știrea până la urmă. Da. Că tu ai plecat în căutarea știrii. Neștiind de fapt ce se întâmplă acolo, exact, ce există acolo. Iată, ai reușit să scoți la suprafață exact esența. Da. Ai pus, ai accelerat, da? Exact acolo unde doare, acolo unde trebuie, acolo ai pus punctul pe ei, știi? Da, și mă bucur că am făcut asta. Acum nu rămâne decât să găsim soluții astfel încât toate aceste promisiuni, toate aceste daruri, să le zic, să se concretizeze, toate aceste dorințe ale românilor de a ajuta să se concretizeze. Așteptăm cu nerăbdare acest lucru. Până atunci, între timp ținem legătura cu familia Nicolae, chiar și astăzi am vorbit cu ei. Suntem lângă ei și vrem să-i ajutăm cu orice au nevoie, atât noi, redacția Antena 3 Vâlcea, cât și oricine dorește să se implice în acest caz. Da, e important să spunem că noi ne dorim ca acest mesaj al nostru să ajungă la cât mai mulți oameni și cât mai mulți oameni să ajute. Pentru că e greu în ziua de astăzi să construiești o casă chiar de dimensiuni, să o construiești, după care să o utilezi, după care să o întreții. Dar nu este imposibil. Atunci când există dorință și mai ales pentru o asemenea situație
Cred că trebuie să lăsăm totul la o parte și să punem mâna să ajutăm. Aș dori să trag un semnal de alarmă și în rândul autorităților locale, să se implice mai mult. Ne-am dorit să există o coeziune, ne-am dorit să există o viziune în acest sens de a ajuta și acești oameni și la nivel, la nivelul administrațiilor locale și nu numai. Și aș mai vrea să mai spun un lucru, și anume că ar trebui să tragem un semnal de alarmă pentru toți cei care fac credite, astfel de credite, da? Da, cred că s-ar impune această precizare. Da? Da. Este când lucrăm cu banca, trebuie să fim foarte, foarte atenți, da? Și mai ales când facem credite pentru altcineva, când girăm pentru altcineva, iată unde se poate ajunge. Din păcate sunt și astfel de persoane, de patroni, de ce-or fi ei, care profită de naivitatea și de ignoranța celorlalți. Da. Este... Păi aici, în această situație, e clar că ingredientele au fost naivitate, ignoranță, tinerețe. Da, și un copil, putem spune, da. un băiat la 26 de ani care, din păcate, n-a mai... A crescut într-un centru de plasament. Exact. Îți dai seama și tu că despre ce educație vorbim, despre ce educație să fie avut parte acolo, e clar că nu. Da. Da, și el, săracul, a încercat și el să-și facă un rost în viață, a dat de acest patron șmecher, care, dacă e să ne luăm după spusele domnului Mustață, s-a mai și încurcat cu cămătarii. Da. Și despre care am aflat că a făcut acest lucru și cu alții colegi al lui Nicolae Mustață. Deci nu este singurul. El a fost singurul, să zic, singura victimă reală, pentru că ceilalți între timp au reușit să-și primească în cele din urmă banii, dar se pare Dar oare acest domn, care știe cât rău a făcut, n-ar putea totuși să închidă creditul ăsta, să-l achite până la urmă, că până la urmă l-au banii, că i-a dat, că a dat salarii, trebuia să dea aceste salarii, pentru că oamenii au muncit pentru el, da? Să ne înțelegem, adică e... Nu știu, și eu sunt curioasă unde este acest domn în momentul de față. Nicolae mi-a spus că între timp a și fugit din țară. Nu știu dacă s-a întors, când s-a întors, în fine. Și eu sunt curioasă unde este acest domn și cum trăiește acest domn în momentul de față, știind că a nenorocit un destin până la urmă, destinul unei familii. Eu cred că, uite, cazul acesta prezentat, dacă e să-l luăm așa și să-l... diseminăm, știi, să luăm pe bucățele așa și să analizăm fiecare chestiune, mă gândesc foarte serios că o educație financiară în școli este absolut necesară. Absolut necesară. Categoric. Minimă. Adică să știi ce înseamnă un credit. Să știi care sunt responsabilitățile tale. Ce faci, ce poți, ce ți se poate întâmpla atunci când girezi pe cineva. Nu știu, toate aceste lucruri cred că ar trebui să învețe cineva, chiar și pe elevi. De acolo ar trebui să pornească, din școală. Nu? Da. Poate în familie nu există o astfel de, eu știu, de educație, dar măcar la școală să aibă posibilitatea elevii să înțeleagă... Să aibă noțiuni minime, dar nu doar minime, da? Să știe efectiv la ce se supun în momentul în care relaționează cu banca, în momentul în care... Relaționează cu orice instituție sau financiară. Sau cu orice instituție financiară. Bancă, exact. Nebancă, știi cum e, trebuie să... Să ai o conduită, știi, dar trebuie să deții acele informații ca să poți să faci lucrurile așa cum trebuie și iată să nu cazi în asemenea capcane. Pentru că dacă domnul Mustață știa, era atenționat de ce îi se putea întâmpla, poate nu semna creditul acesta și poate nu ajunge astăzi în situația aceasta. Da, categoric. Categorii. Probabil că a fost influențat și de colegii lui care făcuseră credite pentru acest patron. Nu știm exact cum au decurs lucrurile atunci, în 2007. Problema este că acum spune că a înțeles că trebuia făcut o hârtie. Dar și cu aceste instituții financiare de recuperare, că văd la un moment dat credit ceva, mă rog, da. De recuperare, suma rămasă, ei da? Sunt... Cred că aceste instituții de recuperare a creanțelor sunt undeva la limita legii. Eu cred că dacă orice se poate, cred că dacă un avocat se uită cu atenție pe documentele respective, s-ar putea să
să poată să găsească o soluție de ieșire din situația asta, dar rămâne de văzut, să nu ne anticipăm noi, mai ales că nu sunt economist de meserie chiar. Da. Așa, am și eu câteva noțiuni de bază. Am o prietenă care este un foarte bun finanțist, care îmi spune: degeaba suntem prietene, că n-am reușit, Magda, de atâția zeci de ani de zile să te fac să economisești și tu. Adică să am și eu, știu, un cont, o chestiune de genul acesta. Ei, poate nu e prea târziu să mă convingă. Da, și ar fi frumos ca și copiii noștri să învețe în școli asemenea lucruri, să ne spună și nouă. Că din păcate... Da, și noi am fost oarecum crescuți. Am fost... Nu? Da, și cunosc... Din păcate, cunosc mulți oameni care au girat, care au făcut credite pe care nu le-au mai putut plăti, plătesc pentru alții din ignoranță și din naivitate și plătesc ani la rând. De zile, da. Deci nu doar Nicolae Mustață a pățit asta, ci și mulți alții care n-au avut și nu au destinul lui, dar cu toate astea trăiesc cumva o dramă asemănătoare. Da, mă, și nu e corect să plătești pentru altul. Adică nu știi cum se spune, dar până la urmă e bine că, uite, acest caz a ajuns în atenția datorită ție și Antena 3 Vâlcea a ajuns în... Datorită nouă și în atenția opiniei publice, că, uite, găsim și soluții dacă stăm un pic și ne punem mintea la contribuție și căutăm. Și cu ajutorul dumneavoastră, dragi telespectatori, categoric. Fără oamenii care ne urmăresc zi de zi, Alina, ce ne-am face noi, jurnaliștii, da, nu? Da, așa este. Ești tare curioasă, bănuiesc că va veni și acel moment în care reprezentanții firmei recuperatoare se vor prezenta în curtea domnului Nicolae. Poate nu va fi cazul, poate se va muta între timp de aici. Dar sunt curioasă ce anume îi vor lua. Chiar sunt curioasă. Să ce anume? Păi, dacă îl vor, Doamne, executa silit, cum a zis și el, asta am. Și două sicrie în podul casei. A zis că asta e toată averea pe care o are. Da. Fetița are 7 ani, și oricum spuneam, este la școală în clasa pregătitoare, acolo în satul Stănești. La Stănești e scenariu verde? Fetița merge la școală? Da, merge la școală, este scenariu verde. Da. Da, este o fetiță foarte veselă. Este o fetiță ca oricare fetiță, ca o fetiță din orice altă familie, care are visuri, care desenează, scrie și scrie frumos, și mama ei este cea care o ajută la lecții. Uh-huh. Da. Pe măsuța pe care am tot văzut-o în imagine, acolo își face lecțiile, la lumina lumânării, la lumina zilei. Chiar mama spunea că din păcate nu poate să facă temele la lumina zilei, pentru că e cel mic care vrea atenție și automat nu reușesc să se concentreze pe teme, dar seara de seară mi-a arătat acele lumânări clasice, da, galbene lungi, pe care le aprind și stau și până târziu își fac temele, își face cea mică temele. Da, și băiețelul este sprinten, are o fățucă din păcate tristă. E bolnăvior. El este bolnăvior. Dar să sperăm că va avea șansa să trăiască într-un alt fel de mediu, ca și fetița, de altfel, că vor avea șansa să trăiască altfel și că viața lor se va schimba. Da, iată o familie lovită crun de soartă, dar și de semeni până la urmă, că ceea ce a făcut patronul este cu atât mai grav cu cât respectivul domn știa din ce fel de familie provine domnul Stață, știa situația lui financiară și a profitat de toate aceste... A profitat că este credul. Da, a găsit omul potrivit. Da. Pentru așa ceva. Din păcate. Da. Ce putem să spunem? A găsit omul potrivit și... Pur și simplu nu i-a păsat că nenorocește o întreagă familie. Adică pentru... De 20.000 de euro pentru unii oameni, trebuie să spunem, este enorm. Înseamnă, pentru unii înseamnă enorm, înseamnă totul, dar pentru unii nu este nimic, este o pișcătură de purice, cum s-ar spune. Da? Adică 20.000 de euro, așa, unele îi sparg odată la Milano, la deci shopping. Deci în momentul de față, în lei,
Un miliard de lei vechi. Adică 100.000 de lei noi. Da. Asta ar fi datoria în acest moment. Deci oriunde s-ar angaja, din păcate va exista oricând această problemă că va trebui să îi se ia din salariu, deci venitul lui din start ar fi mult mai mic. Dar măcar să-și găsească un loc de muncă chiar și în condițiile acestea. Nu mai este angajat, dar a plecat în concediu de creștere a copilului de la o firmă din Sibiu, o firmă, dacă nu mă înșel, tot în domeniul construcțiilor. Păi da, unde e cel mai ușor să-ți găsești de lucru în ziua de azi. Și am înțeles de la Nicolae că nu n-ar mai vrea patronul să-l reprimească. Acum, este obligat conform legii, dar nu știu, aici trebuie văzut de ce anume există totuși acest sentiment că nu-l mai vrea acolo, din ce îmi spunea mie Nicolae. Da, din păcate se întâmplă des în România să se ajungă la astfel de situații. Alina, dacă ar fi să tragem o concluzie, care ar fi aceea? Cu ce ar trebui să rămânem după toate cele văzute și auzite? Concluzia este că da, există astfel de cazuri, există în toată România astfel de cazuri de sărăcie cruntă, de oameni care trăiesc de pe o zi pe alta, care de multe ori n-au nici măcar un acoperiș deasupra capului. Dar important este să ne unim și să îi ajutăm așa cum putem, pe cât mai mulți dintre ei. Mi-ar plăcea să cred că putem noi românii să îi ajutăm. Și dincolo de asta, mare, mare atenție la creditele bancare, mare atenție când interacționăm cu oricine, când vrem să ajutăm pe cineva, nu are sens și nu ne ajută cu nimic să luăm asupra noastră astfel de credite sub nicio formă, să fim atenți mai exact în momentul în care girăm, îi girăm pe alții, fie că chiar dacă sunt și apropiați, da, se întâmplă din păcate ca și în rândul apropiaților să se întâmple să nu reușească să plătească aceste credite și iată noi care girăm să pățim ce a pățit Nicolae. Da, este un exemplu, nu este un exemplu de bune practici din păcate, dar putem lua aminte la aceste lucruri. Da, și ar mai fi de spus, Alina, pe final, foarte important, că noi, doamnelor și domnilor, așteptăm mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook Antena 3 Vâlcea, acolo unde știrea Alinei este postată și, așa cum am spus, are deja milioane de vizualizări și sute de mesaje de susținere. Trimiteți-le tot acolo, noi le gestionăm și vom găsi o soluție astfel încât familia Mustață să beneficieze de tot sprijinul dumneavoastră, de banii care îi trimiteți, de bunurile pe care le trimiteți sau eu știu cum doriți dumneavoastră să fiți alături de această familie greu încercată de soartă. Alina, îți mulțumesc că astăzi ai fost alături de mine și că am vorbit despre acest caz. Sper că am reușit să ne facem înțelese. Și eu sper. Da. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră a ajuns la final. Eu sunt Manta Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă aștept și mâine de la 15:15. O după amiază plăcută. La revedere! La revedere!